Laptopurile mainstream au evoluat foarte mult în ultimii ani, gama VivoBook câștigându-și reputația pentru designul fresh și un pachet echilibrat de dotări și performanță la un preț competitiv. VivoBook se adresează în special tinerilor, dar asta nu împiedică pe nimeni să îl considere cel mai bun raport preț-calitate, fie că ar lucra într-o companie sau că ar fi un creator de conținut. În 2021, Asus a făcut cel puțin două mutări importante în privința lui VivoBook. A dotat mai multe modele din gamă cu ecrane OLED performante și a dezvoltat o subserie destinată creatorilor. Mă refer la VivoBook Pro 14X și 16X, laptopul care poate fi ales atât în configurație cu procesoare Intel Core, cât și cu cele de la AMD Ryzen. Are atât ecran de 14 inci, cum e cazul acestuia, cât și ecran de 16. Practic, Asus oferă toate opțiunile momentului. Am ales să particularizez această prezentare cu N7400, numele de cod al configurației cu Intel Core și cu ecranul de 14 inci. Edițiile cu procesoare Intel pot avea culorile 0 grade Black, Comet Gray și Cool Silver, în timp ce variantele cu AMD pot fi Zero Black și Meteor White. Ca o paranteză, dăm voie să îți explic terminologia. Codurile care încep cu N au procesoare Intel, iar cele care încep cu M au AMD Ryzen. 7400 indică diagonala de 14 inci, în vreme ce 7600 dispune de ecrane mai mari de 16 inci. În toate cazurile avem panouri OLED, care sunt excepționale cel puțin din aceste considerente. Imaginile redate au cele mai vii și mai bogate culori, nuanțele se păstrează indiferent de nivelul de luminozitate ales pentru ecran, iar contrastul este imens, ca la un televizor de top, în timp ce negrul, nuanța de negru, este cât se poate de pură. Și nu în ultimul rând, OLED-ul emite cu până la 70% mai puțină lumină albastră dăunătoare vederii, deci e recomandat dacă petreci foarte mult timp în fața unui ecran. Panoul acesta de 14 inci are o rezoluție 2.8K, în timp ce pe 16 inci vorbim de rezoluție 4K. Indiferent care ar fi diagonala, ambele au un aspect de 16:10, fiind așadar ceva mai înalte. Spațiul suplimentar pe care îl avem pe ecran este util pentru vizualizarea barei de meniu și de unelte atunci când lucrăm cu programe de editare foto-video. Ecranul este validat Pantone și se ridică la un nivel cinematografic pentru că acoperă integral 100% gama de culoare DCI-P3 și 133% pe cea sRGB. Luminozitatea poate urca până la 600 de nits, deci e foarte luminos ecranul, iar marginile care îl înconjoară sunt foarte subțiri, ceea ce îl fac să fie și mai captivant. Închid paranteza și vă mai spun de ce am ales această versiune mai mică. În primul rând, acest laptop e mai util în deplasări, cântărind mai puțin, are doar 1,45 kg, fiind mai compact. Muchia lui măsoară 17,9 mm, iar atunci când lucrurile necesită mai multă concentrare, îl voi putea cupla la un monitor extern pe birou, pentru că avem ieșire HDMI. Da, bateria este ceva mai mică decât în cazul lui N7600, modelul cu diagonala mai mare. Aici vorbim de o baterie cu 3 celule litiu polimer și o capacitate de 63W/h. Dincolo, avem 96W/h și 6 celule. Oricum, prezența unui port USB-C cu încărcare mă va scoate din eventuale pene de energie, pană de inspirație să nu fie. Acesta e așadar avantajul versiunii cu Intel în fața celei cu AMD, prezența suportului Thunderbolt 4 și a încărcării prin USB-C. Bateria se poate încărca de la 0 la 60% în numai 49 de minute. Măsurată în laborator, autonomia modelului de 16 inci poate urca până la 12 ore și 18 minute, însă aceasta, știi foarte bine, variază în funcție de configurație, de modul de folosire, de mediul ambiental și așa mai departe. Procesorul poate fi în acest caz fie un Intel Core i7-11370H, fie un i5-11300H, vorbim așadar de seria H
din generația a 11-a, care livrează puterea necesară în orice task de producție light on the go. Capacitatea maximă de memorie RAM este de 16 GB, tactată la 3200 MHz, ține cont că modulele de memorie sunt lipite pe placa de bază, analizează cu discernământ între 8 GB și 16 GB, upgrade-ul nefiind posibil ulterior. Stocarea datelor se realizează pe un SSD PCI Express de până la 1 TB cu 32 de GB memorie Intel Optane H10 pentru accelerare. VivoBook Pro 14X are atât o placă video integrată Intel Iris Plus, cât și una dedicată Nvidia GeForce RTX 3050. Atunci când utilizați laptopul pentru task-uri ușoare și aveți nevoie de un maximum de autonomie, optați pentru chipul integrat. Iar când îl veți pune mai serios la muncă, în post-procesare foto sau în montaj video, activați grafica dedicată. Da, merge și în gaming, dar acum abordăm treburile mai serioase. Placa aceasta e recomandată pentru aplicațiile de editare, Premiere Pro de la Adobe, Lightroom, DaVinci Resolve și așa mai departe. Are 4 GB memorie video GDDR6 și 2048 de nuclee CUDA, împreună cu driverul Nvidia Studio, optimizat pentru activitățile de editare de conținut, cum aminteam mai devreme. Componentele acestea primesc ajutorul unui sistem de răcire optimizat cu două ventilatoare. Tehnologia iCool Plus maximizează performanța chiar și în acest format cât se poate de subțire. Din panoul de control MyAsus vei putea alege între 3 profiluri de turare a ventilatoarelor pentru performanță, în modul standard și modul silențios, unde zgomotul este redus la minim. Ai spune că un editor sau un fotograf n-ar avea nevoie de altceva, dar Asus vine mereu și scoate câte un iepure din joben sau un as din mânecă. După cum probabil știi, compania a venit de-a lungul timpului cu multiple instrumente de productivitate inovatoare. Am avut și avem ecrane secundare sau numpad integrat în touchpad, ecrane alungite la baza celui principal și așa mai departe. În cazul de față, touchpad-ul este foarte spațios și ascunde și el ceva, un tool virtual. Se numește Asus Dialpad, fiind o rotiță vizualizată în partea stângă a suprafeței glisante. După cum sugerează și numele, e un dialer care operează un meniu virtual în care poți configura comenzile tale cele mai frecvente. Poți regla volumul audio, intensitatea luminozității ecranului, navigarea și diverse comenzi în aplicațiile creative, cum sunt cele din suita Adobe Creative Cloud. Merită încercate și după puțin timp de acomodare, productivitatea ta poate primi un boost. Asus Dialpad e versiunea soft a rotiței fizice Asus Dial, care e prezentă pe gama superioară ProArt StudioBook. Asus a implementat mai multe facilități pentru confort și productivitate. De pildă, butonul de pornire integrează un senzor de amprente, autentificarea în Windows se poate realiza rapid pe baza primei apăsări a acestuia. În aceste vremuri în care videoconferințele sunt la ordinea zilei, derulându-se aproape de oriunde și în orice medii aglomerate, un mic paravan fizic pentru camera web poate evita situații neplăcute. Dacă se întâmplă să uiți să apeși pe butonul care o dezactivează dintr-o aplicație ca Zoom, Meet sau Teams, acum vei putea trage de acest paravan și vei sta mai relaxat atunci când vezi culoarea portocalie în locul obiectivului, înseamnă că acesta e blocat și nu mai poți fi înregistrat. Laptopurile VivoBook Pro 14XN 7400 sunt disponibile, cum spuneam, în mai multe teme coloristice, neutre, Comet Grey și Cool Silver, dar au și câteva elemente care sparg monotonia. Pe capac avem un logo aplicat sub forma unui badge metalic. Dungile lui formează un pattern care este împrumutat evident din grafica digitală, aluzie la publicul vizat de acest model de laptop. Patternul se regăsește și la interior, mai exact pe tastatură. Mai multe taste sunt evidențiate cu altă nuanță de gri, dând un aspect mai plăcut tastaturii, punând în evidență tastele funcționale. Escape e colorat în portocaliu pentru a atrage foarte repede atenția asupra soluției de ieșire. Tastatura are iluminare, iar cursa unei taste e de 1,35 mm. Avem capace largi cu o ușoară concavitate pentru mai multă ergonomie. Creatorii au nevoie de multiple opțiuni de conectică, iar Asus a pus pe muchii toate porturile necesare. Avem două USB 2.0 pe partea stângă pentru periferice, iar pe dreapta un USB 3.2 de generația 1,
avem ieșirea HDMI, formatul complet, și un port USB-C 3.2, generația a doua, cu suport Thunderbolt 4 și pentru încărcare. Alături există și un cititor de carduri microSD și audio jack-ul, combo pentru căștile cu microfon. La aceste porturi adăugăm interfața Wi-Fi integrată, avem Wi-Fi 6, deci cele mai mari viteze ale momentului cu un router compatibil, deci vei putea depăși lățimea de bandă de 1 gigabit oferită prin portul Ethernet, absent în acest caz. Și acum să văd cu ce rapiditate poți apăsa butonul de like, de share și de subscribe, iar dacă ai întrebări legate de Vivobook 14X, lasă-ne un comentariu. Îți mulțumim pentru atenție, pe curând! We'll be right back.